Analiza de impact a factorilor geopolitici, a modificării vremii, a noilor realități economice la scară globală cu impact în agricultură nu există la ora aceasta. Fermierii nu știu cum să mai abordeze în viitor afacerile pe care le fac și se uită cum prețurile scad pe zi ce trece, iar investițiile în culturi cresc de la una la altul. În momentul în care însămânțăm, pornim de la premisa că o să atingem potențialul maxim al hibridului respectiv. În cazul nostru, în cazul de față, această rapiță, da? De acolo încolo, noi facem un management al pierderilor, în sensul în care tot ceea ce facem în tehnologia pe care o aplicăm, înseamnă că încercăm prin aceste lucruri, prin aceste tratamente, prin fertilizare, prin tot ceea ce facem, prin toată tehnologia, să atingem potențialul maxim propus de producător sau de, mă rog, compania care a produs această sămânță, acești hibrizi. De acolo încolo încep să apară pierderile. Sunt anumiți factori pe care îi putem controla, da? În sensul că aplicăm fertilizanți, facem tratamentele corespunzătoare, dar sunt și foarte mulți factori pe care nu îi putem controla. Cam așa arată planul pe care un manager de fermă de 3.000 de hectare și-l face pentru anii aceștia extrem de provocatori, atât din punct de vedere financiar, cât și climatic. După cum se vede, avem un lan foarte, foarte bine ramificat, o cultură care promite o producție bună, spre foarte bună. Ne așteptăm undeva la 4 tone la hectar. O cultură sănătoasă, bogată în silicve. Cât a fost investiția pe hectar la rapiță anul acesta? La rapiță undeva la 6.500-7.000 de lei. Dar până la recoltare mai este, iar rapița încă mai are nevoie de ploi. Calitatea genetică a plantelor este și ea definitorie. Sclerotinia Protector este brandul din care face parte acest hibrid, dar dacă vă uitați aici, unde avem, să spunem așa, sensibilitate maximă legată de treaba aceasta, nu avem probleme. Practic, hibridul PT303 va fi anul viitor cu siguranță cel mai dorit de către fermieri. Din, asta de ce? Pentru că protejează? Din câteva considerente. În primul rând, este hibridul care are rezistență la sclerotinie. Practic, este un lucru foarte important. Rotația este o problemă dificilă în România și fermierii sunt puși în, să spunem așa, în a face niște alegeri destul de grele în a lupta cu schimbările climatice. Iar pentru a lupta cu seceta, rapița este un produs pregătit, să spunem, pentru lucrul acesta, împreună cu floarea. Iar rotația este una scurtă, practic avem de face cu cereale, floarea soarelui, cereale sau cereale, rapiță, cereale din nou. Iar lucrul acesta ne face să intrăm într-o rotație scurtă, pentru că sclerotinia este o boală comună între floarea soarelui, rapiță, lucernă, mazăre, soia și așa mai departe. Putem rupe cercul acesta vicios cu PT303, Sclerotinia Protector, care este singurul hibrid din Europa cu rezistență la sclerotinia. Cât de periculoasă este sclerotinia? Într-un an ca acesta, fără tratament chimic, probabil putem pierde peste 700 de kilograme la hectar. Aproximativ 20% din producție poate fi luată de sclerotinia. Partea complicată este momentul în care trebuie să intrăm. Este unul foarte tehnic, 20% înflorit, să spunem, ar trebui să facem un fungicid, să intrăm cu un tratament. Problema este că anul acesta, spre exemplu, am avut precipitații și nu s-a putut interveni. Un alt hibrid ar fi prezentat urme de atac sau ar fi avut atac. Iar lucrul acesta, cu siguranță, costă productiv. Am încununat perfect hibrizii Pioneer de rapiță, dar și tehnologiile Corteva. Cele mai noi tehnologii Corteva de protecție a culturii de rapiță, de la stadiul de sămânță
plantele au fost protejate de cel mai performant tratament sămânță insecticid. Este vorba de Lumiposa, împreună cu biostimulatorul Lumibio Chelta. Încă din toamnă am eliminat competiția buruienilor cu ajutorul erbicidului Galera Super. Iar după stadiul de 6 frunze, până unde am avut protecție datorită tratamentului sămânță Lumiposa, am intervenit acolo unde au fost dăunători cu Inazuma, practic singurul insecticid din piață cu două moduri diferite de acțiune, contact și sistemic, pentru a proteja de dăunătorii specifici toamnei, de la purecii rapiței, viespia rapiței, Plutela, mai nou, Molia verzei, care a început să pună probleme în cultură. Este o rapiță care în toamnă i-am aplicat irigat pentru a avea o răsărire uniformă. Și se poate observa acest lucru. Plantele s-au dezvoltat foarte, foarte bine pentru că au avut satisfăcut necesarul de apă. Nutriția a fost pe măsură. Protecția de dăunători, de buruieni, s-a eliminat practic competiția buruienilor din prime faze de vegetație. În primăvară am venit cu corecție pentru buruienile care au mai răsărit cu cel mai performant erbicid pentru controlul dicotile donatelor din cultura de rapiță. Este vorba de Corveto, 1 litru la hectar. Am venit cu Trishaen, inovația companiei Corteva, care ne-a fixat azot din atmosferă. Și arată o rapiță de peste 6 tone la hectar. Suntem unii dintre fermierii care încă mizăm pe soiurile românești. Aici avem o solă de grâu cu soiul Pitar. El este de la Fundulea, pe 50% din suprafața de grâu cu acest soi. Pe lângă pagubele făcute de aceste fluctuații de temperatură, arsuri ale frunzelor, ale vârfurilor de creștere, dar coroborat cu agenții patogeni și cu dăunătoare din cultura de grâu. În schimb, unde a fost tratat, avem niște plante foarte curate, da? Lipsite de agenți patogeni și care vegetează foarte, foarte bine. Sunt lipsite de provocări. Am folosit două produse din portofoliul Corteva. Și aici mă refer la erbicidul Pixaro Super. După cum vedeți, lanul este foarte, foarte curat, nu avem buruieni. E un aspect care e esențial într-o cultură de grâu și în orice cultură de altfel. Și bineînțeles, în primul tratament, la desprimăvărare, într-adevăr, cum ai spus și tu, anul acesta a fost un an extrem de provocator, poate după mulți ani în care nu am avut mari probleme cu făinarea și cu ruginile. Anul acesta, într-adevăr, a fost un an în care au creat probleme în lanurile de grâu și de aceea noi am folosit produsul Verben din portofoliul Corteva, un produs care, după cum se vede, și-a făcut treaba. Da, a lucrat foarte bine pe tot ce înseamnă agenți patogeni specifici primului tratament sau primului tratament întârziat, pentru că cumva ne-am decalat față de primul tratament, ne îndreptăm către T2, însă sunt prezenți agenți patogeni specifici de T1. Vorbesc de Septoria, care s-a instalat încă din toamnă și în primăvară ne-a apărut făinare, rugini, pe care cu ajutorul fungicidului Verben le-am eliminat. Prochinazid cu proteoconazol, practic formulare premium cu target pe aceste agenți patogeni și e clar, agenții patogeni pe care îi combate sunt mult mai mulți. Vorbim de Rhinkosporium, vorbim de pătarea în ochi, vorbim de Ramularia. E foarte bine la momentul ăsta. Chiar arată bine, avem o cultură relativ sănătoasă în condițiile de anul acesta. Ne-a ajutat foarte mult, ne-au ajutat produsele de protecție a plantelor pe care le-am aplicat. Avem speranțe de producții de peste 7 tone în acest lan. Vă dorim
mult succes! Mulțumim pentru o colaborare de succes!